Deci doresc să montez această cameră pe care am achiziționat-o de pe AliExpress la un preț decent. Camera este bună, are atât în față cât și în interiorul mașinii și are și o cameră de maș arier. Și până acum am folosit-o la brichet, dar doresc să o leg pe direct, ca să zic așa. O să duc cablul pe aici prin plafon și vreau să vă arăt pe ce siguranță am legat această cameră și funcționează. Am dorit să o leg în așa fel încât să funcționeze și când mașina este oprită în modul parcare, care se activează în momentul în care cineva mișcă mașina. Atunci, pentru asta am găsit această siguranță din rândul 3, 1, 2, 3, este a treia siguranță, la mine era liberă. Practic este siguranța care o ai liberă în cazul în care nu ai alarmă sau sistem de monitorizare internă pe acest Passat. Noi nu avem, eu nu am pe acest Passat și de aceea siguranța era liberă. Și am conectat camera acolo, astfel încât în momentul în care contactul nu este pus, mașina este oprită, camera va funcționa și conform cu ce spun producătorii, nu va consuma prea multă baterie. Vom vedea ce se va întâmpla în legătură cu asta. Oricum, vreau să vă arăt în cazul în care vreați și voi să vă conectați camera. În ceea ce urmează, o să duc cablul pe aici, o să dau jos acest și o să vedem. În continuare, pentru a duce cablul, am demontat acest panou de stâlp. Am uitat să filmez când l-am demontat, dar vă spun acum, la acest Passat, Passat B7 și cred că la și la celelalte Volkswagen-uri, aici este semnul acela cu airbag. Prima dată trebuie să dați acea siglă cu airbag, o dați jos și înăuntru o să vedeți că este un tors de mărime 25 pe care trebuie să-l deșurubați prin interiorul acelei sigle, dar o să vă arăt când o să montez la loc. Și noi o să venim acum cu cablul, l-am băgat pe aici, prin interior, și am ieșit aici și vom merge frumos pe sus până la oglindă. Acum încerc să conectez și camera de maș arier, tot așa o să duc cablul pe aici pe sus, l-am băgat pe aici, pe după acel cablu ca să nu afecteze airbag-ul. Și acum o să încercăm să ducem cablul pe jos, pe sub praguri, până în spate. Până la urmă cablul nu ne-a ajuns prin praguri, așa că am ales să-l ducem pe aici. Am demontat acest panou, se trage de el din stânga și din dreapta, asta am luat degeaba jos și am ales să-l băgăm pe aici până în spate. Și pentru partea din spate am venit cu firul pe acolo, am dat stâlpul jos și o să venim pe aici pe sus, prin plafon și ieșim aici. Mai exact, am băgat o sârmă ca să nu mai dăm tot plafonul jos. Și acum încercăm să legăm camera la unul dintre cablurile camerei, cel roșu, camera din spate. Ea are două cabluri, unul negru și unul roșu, după aia se leagă acolo cum faci. Și cel roșu trebuie legat, evident, la becul de maș arier, care se află pe stopul de pe mașină, deci nu cel de pe ușa portbagajului. Este aici, aici este o ușiță, desfaci șurubul alb, după care stopul vine jos. Bun, și în final atunci am dus cablul către lumina de maș arier, care am făcut aici o treabă românească și acesta este cablul gri, responsabil cu becul maș arierului, dinainte de stop, dinainte de mufă, și am pișcat un pic acolo cablul, am dizolat și am legat pe el firul roșu ca să-i dea comandă să se pornească camera pe maș arier. Bun, în concluzie, până la urmă am ales să montez camera aici. Practic este acest panou de plastic
Intenam să montez în partea asta, dar nu puteam, pentru că aici se închide ușa portbagajului și așa că am montat în partea asta altă a panoului și am prins acolo are o clemă care am îndoit-o invers, nu cred că se vede. Sigur nu este poziția ei de montare, pentru că majoritatea o pun în afara mașinii, dar eu am vrut să o pun aici. O să nu mai am treabă cu mizerie și în plus oricum nu-mi prea place cum arată celălalt în afară, mă rog, e o decizie personală. Cum am zis, am venit cu cablu pe aici pe sus, cum am dus la stop, celălalt merge direct la camera din față. În sfârșit pot să renunț acum la cablul acesta care m-a incomodat. Și camera arată cam așa. Cablurile merg pe acolo și pe sus, după cum am zis. Ca și recapitulare, le-am dus pe aici și în tablou de siguranță care este aici. Apoi restul care am mers în spate pe acolo. Camera merge și cu motorul oprit, după cum se vede. Camera din față vede foarte bine, aș zice eu, pentru banii ăștia. Din China a fost destul de ieftin, parcă 150 de lei. Și da, are și cameră în interior. Este camera din față, camera din interior unde filmez eu și camera din spate care e slabă, dar eu am și geam fumuriu în spate, clar că și asta îi stompează foarte mult, dar oricum e mai slabă decât celelalte două. Bun, am montat-o și pe asta dacă tot am cumpărat-o. Și hai să facem un test și cu motorul pornit. Pornim motorul, punem în mașarier și teoretic ar trebui să se pornească, s-a pornit. Bine, acolo în spate distracție, copilul bun și se oprește, are o mică problemă, am observat. Se oprește câte o secundă și pe aia se pornește. Acum nu mă așteptam la o chinezerie să fie nu știu ce. Oricum am pus-o în ideea în care camera din spate oricum filmează non-stop. Deci nu mă interesează neapărat mișcarea mașinilor, că am senzor de parcare. Dar ce mi-a plăcut mie e că toate cele trei camere, interior, exterior, față și exterior, spate, filmează 24 din 24 sau poți să activezi o funcție de parking. Adică în momentul în care se mișcă mașina, dacă te lovește cineva în parcare, ea teoretic se pornește. N-am testat încă asta. Oricum, asta e ideea, sper să vă fie de folos. Spor la lucru.